Salutare și bine ați venit din nou pe canal. Astăzi o să vă arăt ceva care nu vedeți în fiecare zi, vă asigur eu. A mi me gusta la gasolina, dame más gasolina. Acest Renault Megane a venit pentru o problemă că face un zgomot tremend aici, prea mare. Și nu merg decât treapta 4, da? 0, 1, 2, 3 și 4, da? Cam așa zgomot face aici sub bord, numai ce se videază. Da? Și să vă arăt cam ce am găsit pe aici. Pe aici, prin partea dreaptă, pe sub torpedou, este sub acest capac, este filtru de polen și haideți să vedeți cam ce e aici. Filtrul de polen este tot măcinat. Ia uita ce curge de aici. Ia uitați cam ce avem aici. Deci ceva de groază. Ceva de groază. Cam uitați cam câtă fasole, bob, este un fel de plantă de aici, de la noi, de la munte. Cam ce are mașina asta aici? Da? Nu știu dacă ați mai întâlnit pe la alte mașini. Deci filtrul era tot ros, mâncat. Așa. Și cam asta avem. Haide că aici e un kilogram de... Peste un kilogram. Cam câtă provizie și-au cărat prietenii noștri. Și să vedeți pe unde s-a întâmplat treaba asta. Pe aici am demontat plasticul ăsta de la ștergătoare. Și pe aici avem intrare de aer. Și aici este acest capac. Da? Unde trage aer de afară. Chiar dacă capacul a fost închis, uitați-vă aici cum au ros acel capac. Ceva de groază. Deci au ros efectiv capacul. Da? Și au intrat înăuntru și și-au cărat acolo tot felul de provizii. Cuib de șoareci. Cuib de șoricei. Mașina asta are puțin kilometri, dar stă foarte mult. Mașina e din 2005. Vă vine să credeți sau nu, această mașină este de unic proprietar. Nu a mai fost vândută la nimeni. Omul ăsta a cumpărat-o în 2005. Și are 51.000 de kilometri. Da? Stă foarte mult, a folosit-o extrem de puțin, mai are și alte mașini. Și au avut timp rozătoarele. Și acum, când dăm drumul la... Probabil că s-a ars rezistența de la motoraș. Merge doar într-o treaptă. Deci face un zgomot extraordinar. Acum urmează să... Urmează să scot motorașul. Aici dedesubt se demontează această placă, o tubulatură de aer și pedalierul. De altfel nu este acces la motoraș. Motorul e undeva acolo sus. Trebuie demontate câteva mufe, comutatorul de frână, mufa de la accelerație și are 4 șuruburi. 2 sus, 1 aici jos și 1 pe la mijloc. E destul de nasoală poziția aici, dar se poate vedea. Acolo e cel de la mijloc și mai are unul mai sus, da, acolo. Și unul în partea asta și se dă
se dau aceste două pedale, da? Accelerația și frâna. Da, după ce demontăm cele patru șuruburi, da, care v-am arătat, vedem că pedalele deja mișcă. Aici, pentru a putea slăbi și scoate acest bolț care ține pompa de frână, are așa o siguranță care se împinge în sus, apoi se scoate acest bolț de aici. Da, despre această siguranță este vorba. După ce o dăm afară cu o șurubelniță dreaptă, apoi dăm în sus această piedică și acest bolțișor vine afară. Da, cam așa arată pedalierul. Da, și acum aici sus, dacă puteți vedea, avem motorașul, iar aici avem modulul de control al turației. Dacă acest modul este defect, merge doar în treapta a patra. Noi acum va trebui să demontăm motorașul, să vedem ce s-a întâmplat, ce avem acolo, de ce face, ce au mai băgat șoareci acolo. Părtăm și acest releu, apoi avem acces ca lumea la motoraș. Aici are clapeta sus, apăsăm și rotim spre stânga. Hai că a mișcat. Asta. Ați văzut? E poziția aici destul de nasoală de filmat. Este undeva la jumătate bordul, dacă aveți idee. Apoi îl rotim și scoatem. Da, se scoate puțin mai greu, ținând cont că aici avem această tijă de la pompa de frână, trebuie apăsată puțin și motorul iese. Acum îi vom scoate această mufă. Se apasă aici, apoi rotim de ea spre lateral și se scoate o mufă puțin mai interesantă. Și hai să vedem ce avem. Aoleu! Deci șoricimea și-a făcut aici veacul. Aici îl vedem că este rupt, din această cauză face zgomot. Au adus aici tot felul de mizerii și s-a descentrat probabil ghelicea. Motorul nu e ars, dar e ruptă și provoacă acel zgomot. Hai să vedem dacă pot introduce acolo, să vedem ce se vede în interior. Demontăm și acest modul din cauza că motorul a mers greu, s-a înfierbântat și s-a ars, pentru că avem doar turație pe
treapta a patra. Demontăm șuruburile și... Ia uite. Aolea, ce are și aici. Deci ce e și aici? De toate pentru toți. Acum va trebui demontat torpedoul. Deci cuib de șoarece și avea. Mă mir că n-am găsit vreunul. Hârtii de toate. Acum pentru a curăți toată nebunia asta am demontat și torpedoul. Aici mai avem o tubulatură care o retrage. Și am ajuns la nebunia șoarecilor. Deci așa ceva mai rar poți să vezi. Deci mi-a fost dat foarte rar. Am mai găsit cuiburi de șoareci, am mai găsit șoareci în direct. Dar așa ceva... Deci ceva de groază. Trebuie să trag toată nebunia aia de acolo. I-au luat și factura de la E.ON. Aici e un plic de la E.ON. Nu se poate vedea. E.ON my line. Ia uitați factura. Da, ca să nu mai plătească mult curent, ce au zis, hai. Fasole și bob, sau cum s-o fi numind. Dacă știți, spuneți-mi cum se cheamă. Aici la noi, la munte, zice bob. E din familia fasolei, dar nu este fasole. Nici cel de aici nu este fasole, este roșiatic, dar nu este fasole. Da, și bucățele de elice. Ia uitați, aici am identificat o bucată din elice. Ia uite, asta e bucată din elice. S-a rupt, au rosul, știu ce au făcut. S-a rupt din cauza acestei. Suflăm prin partea aialaltă frumos, îmi face curățenie cu aspiratorul. Deci această rezistență, acest rezistor, cum este numit, care reglează turația treptelor, o putem vedea aici pe lateral că este încins, fiind că a stat acolo. El este băgat în tubulatură, tubulatura de la aer, acolo sus, și în momentul când dăm drumul la ventilator, o răcește, pentru că această rezistență se înferbântă extrem de tare. Și ea, fiindcă a fost înconjurată de tot felul de lucruri, s-a înferbântat și... S-a ars, efectiv s-a ars, pentru că nu merge decât. Cum probăm această rezistență? E foarte simplu. Dacă legăm aici și aici o bucată de fir, va trebui să funcționeze toate cele patru trepte. Acum, ca să putem testa aeroterma, va trebui să băgăm mufa aici în acest rezistor și introducem mufa la locul ei și o apăsăm. Da? Apoi îl punem așa parte de sus. Dacă n-ar fi fost rupt roz de șoareci aici sau ce s-o fi întâmplat de s-a rupt, ia uitați aici dinții cum se văd exact, au rost și în plastic aici.
E ce jale, dacă ți-au intrat șoarece. Da, acum îi dăm în treapta a patra, deci treapta 1, 2, 3 nu pleacă absolut deloc. Iar între a patra, între a patra merge jar, deci motorașul nu ar fi defect. Problema lui este că are rupte aceste pale și acum atinge în carcasă, acel zgomot, cel auzeați, este că se descentrează la turație și atinge în carcasă. Acum ca treptele să meargă și în celelalte, va trebui un rezistor nou, bineînțeles, dar vă arăt cum funcționează. Deci acum ca să testăm, să vedem dacă acest rezistor este vinovat, îi legăm aici un fir, da? În loc de această rezistență, eu i-am legat un fir ca să testăm funcționarea treptelor. Apoi dăm la prima treaptă și putem vedea că motorașul funcționează, doar că are această elice descentrată și atinge în tubulatură. Acum îi dăm treapta a doua, treapta a treia și a patra va zbura pe aici. Vedeți că în treapta a patra, din acest motiv făcea acel zgomot. Dacă puteți observa, în treapta a patra se lărgește elicea pentru că ea nu mai are acest inel și atunci de turație se cască și atinge în locașul în care este introdus acolo. Așadar, acum ca și reparație, un rezistor nou, pentru că dacă nu știm de cât este această rezistență, dacă se găsește această rezistență undeva, s-ar putea repara. Vinovata este această rezistență, fiindcă nu o am, comand acest rezistor cu totul și un motoraș evident. Și rezolvăm problema. Da, băgăm nou motoraș, nouă aerotermă, o ducem acolo pe poziție, da, trebuie să fie exact în poziția asta băgată. Apoi sucim spre dreapta, acolo nu se poate băga și mâna și camera, doar, o să vedeți, doar mâna. Gata, acum vedeți unde a cuplat, acum urmează să-i punem mufa. Am cumpărat aici un rezistor nou. Da, verificăm să vedem dacă mufa corespunde înainte de montare. Vedem că mufa aici se potrivește, însă nu o băgăm acum. Cuplăm la aerotermă prima dată. Da? Am cumplat mufa. Apoi montăm această mufă sau clemă și putem proba.
Iată, deja scoate, face curățenie pe acolo. Torașul reglează treptele. Nu mai face zgomot. Mașina este complet funcțională, partea de aerotermă. Da, urmează să pun toate cele demontate. Torpedoul, tubulaturi de aer. Tot ce am demontat pe aici, pedalierul de frână, de acum sunt lucruri normale. Dacă v-a plăcut, dați un like, un dislike, lăsați un comentariu. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!